Haos în plenul Parlamentului, în ziua în care pe ordinea de zi a forului erau incluse cele mai importante documente financiare ale țării, politica bugetar-fiscală și bugetul de stat. Deputații PAS și PPDA au blocat tribuna, după care în forul legislativ au urmat mai multe altercații. Deputații din opoziție au distrus mai multe bunuri din prezidiul Parlamentului. Haosul în Parlament a început de la blocarea de către deputații PAS și PPDA a tribunei centrale în momentul în care vicepreședintele forului legislativ, Vlad Bătrâncea, a anunțat examinarea proiectelor bugetare. În agenda avem trei bugete, cel național, cel medical și cel social. Și avem politică bugetar-fiscală. Propunerea este, îl audiem pe domnul ministru. Examinăm aceste proiecte de legi care sunt așteptate de toată țara, de cei cât sunt de buget, de salarii, de pensii, de medicină și educație. După care anunțăm pauza, se întrunește biroul permanent și decidem cum mergem mai departe. Dar acum este primordial ca, indiferent de poziția și coloratura politică, să oferim Republicii Moldova cele trei bugete și politica bugetar-fiscală. Vicepreședintele Parlamentului a amintit că cele mai importante documente financiare ale țării sunt adoptate în prima lectură. Ulterior urma să fie luată o pauză de 2 săptămâni pentru a examina toate amendamentele venite de la deputați, așa cum prevede legislația. Chiar dacă majoritatea parlamentară a votat pentru propunerea lui Bătrâncea, deputații PAS cu cei din platforma DA nu i-au permis ministrului finanțelor să prezinte proiectul și au recurs la scenariul de destabilizare a situației. Cuvântul se oferă ministrului finanțelor, domnul Sergiu Pușcuță. De pe loc, vă rog. Tribuna guvernamentală, domnul Pușcuță. Mai mult, deputații protestatari au recurs și la îmbrâncel cu restul parlamentarilor care le-au cerut ordine în ședința legislativului. Facă apel la calm, fără altercații. Vorbește viceprim-ministrul Republicii Moldova. Fracțiunea PSRM, cea mai mare în actuala legislatură, a condamnat comportamentul deputaților PAS și PPDA și le-a amintit colegilor lor că au toate pârghiile să investească un nou guvern pe care socialiștii sunt gata să-l susțină. Noi nu ne ținem de putere. Dacă dneastră acei care vă considerați mari învingători în această campanie electorală, înaintați moțiunea de cenzură și dați guvernul jos, noi vă oferim posibilitatea să înaintați un guvern și acest guvern să vină cu politică bugetar-fiscală. Am primit noi un răspuns logic la această întrebare. Evident că nu. Bravadă politică, niște mesaje politice, electorale, fără eserță, fără conținut juridic. Socialiștii au amintit președintelui ales Maia Sandu, care încă mai este lider al Partidului Acțiune și Solidaritate, că face parte din garnitura guvernării. De aceea trebuie să dea dovadă de corectitudine și să-și respecte promisiunile făcute în fața alegătorilor, inclusiv cele care țin de competența executivului. Nu este excus că noi încă vă votăm acest guvern, ca să venim ulterior cu inițiativele ale voastre, cu pensia minimală 2000 de lei și cu restul. Cu plăcere, dar voi nu doriți să asumați guvernarea și voi nu doriți alt guvern. Reveniți după o pauză, deputații PAS și PPDA nu au renunțat la intenția de a împiedica desfășurarea activității parlamentare și au blocat prezidiul forului legislativ. Situația a ieșit de sub control. Acest comportament pe departe civilizat, distrugerea bunurilor publice deja este departe de comportament adecvat, civilizat și legal. Mai există lege în acest stat? Proiectele bugetului de stat 2021 și politica bugetar-fiscală au fost adoptate în prima lectură în pofida încercărilor deputaților din blocul acum de a împiedica procesul de vot.